Bun găsit, vă spun împreună cu domnul Adrian Crivi, managerul companiei Darian, împreună cu care vom trece în revistă săptămânal principalele evenimente economice. Bună ziua, domnule Crivi! Aș vrea pentru început să discutăm despre celebra ordonanță 114 pe care guvernul a dat-o la sfârșitul anului trecut. Ce efecte se văd acum la 4 luni și ceva pe piața din România, în economia românească? Bineînțeles, guvernele încearcă din când în când să intre în economia reală și să încearcă să-și impună punctul de vedere. Cred că intervenția în general a guvernelor în economie ar trebui să fie limitată și nu el n-ar trebui să poate să genereze sau tulburările care le-au generat cu această ordonanță. Încercarea de a, să zicem, între ghilele, a pune la punct corporațiile și a le stabili propria strategie sau a impune profitabilitatea s-a dovedit că sunt acțiuni care n-au nicio șansă de reușită. În schimb, a fost perturbată economia, discuții interminabile. Cred că o lovitură dată economie prin această abordare foarte herupistă în elaborarea acestei ordonanțe. S-a văzut că a fost total nepregătită, fără a cunoaște realitățile din companii când ne referim la energie sau la telecomunicații, de asemenea la bănci. Cred că ordonanța a avut mai mult o tentă populistă decât o încercare de a strânge bani la buget și, în opinia mea, a fost o încercare eșuată. Despre cât de bine pregătiți au fost guvernanții în momentul în care au dat ordonanța, am văzut, pentru că la 3 luni și ceva după ce a fost publicată în Monitorul Oficial, aceasta a fost modificată. Da, păi dovadă că ea n-a fost bine pregătită și nu se putea aplica. Deci a produs pur și simplu peste noapte niște modificări, a încercat să introducă niște modificări în economie care s-a dovedit că au eșuat. Această ordonanță a introdus și celebra deja taxă pe lăcomie. Între timp, modul de calcul a acesteia s-a schimbat și nu mai face referire la ROBOR, ci la un nou indice, IRCC, care va fi luat în calcul pentru calcularea dobânzilor la credite. Evident că lupta guvernului cu băncile și-a dovedit încă o dată insuficiența sau faptul că nu pot rezolva nimica cu această bătălie. Băncile sunt mult mai puternice în sistemul bancar și a impus până la urmă punctul de vedere. Chiar dacă roborul se calcula așa cum se calcula cu lipsurile lor, era numai un fixing, nu avea neapărat o reflexie în piață, și noua taxă IRCC-ul care încearcă să lege acest indice după niște tranzacții reale, s-a dovedit că, deși există o diferență semnificativă, băncile au venit foarte repede din urmă, au modificat marja și efectele asupra populației, dacă ne referim că ea are reflexie asupra creditelor populației, sunt nesemnificative. Deci guvernul și-a arătat din nou incapacitatea managerială sau incapacitatea de a gestiona și a relaționa cu marile corporații, respectiv cu sistemul bancar. Iar la final aș vrea să vă întreb dacă în urma acestei modificări a indicelui pe baza căruia se calculează dobânzile, vom avea, după cum au promis și guvernanții, credite mai ieftine, atât pentru populație cât și pentru companii. Din păcate, sistemul financiar are o poziție de forță în România. Lipsa de educație financiară, inflația de bani generată de guvern prin majorările salariale care n-au nicio legătură cu productivitatea, face ca băncile să poată astăzi să-și impună propria politică de creditare, respectiv rata dobânzilor. Nu cred că guvernul sau guvernele au în vreo țară posibilitatea să regleze sau să stabilească o rată a dobânzilor, care este de fapt o rată a pieții între cerere și ofertă și se dovedește încă o dată, am mai repetat, băncile au o poziție de forță în relația cu populația sau chiar cu companiile. Domnule Crivi, vom mai urmări aceste aspecte.
Vă așteptăm săptămâna viitoare la o nouă întâlnire aici, pe canalul YouTube al companiei Darian.